153 de cadre didactice din județul Alba s-au înscris în acest an pentru a susține examenul de definitivat. Până pe data de 5 iunie, profesorii au susținut la clasă cel puțin două inspecții în asistența inspectorului de specialitate și a directorului unității școlare. Proba scrisă va avea loc pe data de 9 iulie la Colegiul Horea Croșca și Crișan din Alba Iulia. Patru ore vor avea la dispoziție dascălii pentru a-și expune în cunoștințele. Iată cum arată calendarul întreg al examenului de definitivat. Pe 9 iulie 2015, susținerea probei scrise. Pe 14 iulie, afișarea rezultatelor. 14-15 iulie, înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare contestații. 16-17 iulie, soluționarea contestațiilor. 18 iulie, afișarea rezultatelor finale. 20-31 iulie, transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordine al Ministrului Educației Naționale. Până la antise, Septembrie 2015, eliberarea de către Inspectoratele Școlare a Certificatelor de Acordare a Definitivării în Învățământ. Pentru a promova examenul de definitivat, cadrele didactice trebuie să obțină cel puțin nota 8. Le urăm tuturor mult succes!